Jurnalele RTT. Știri la fix. Peste 1000 de metri pătrați de vegetație au ars duminică seara pe Șaua Tâmpei. Pompierii brașoveni au luptat mai bine de 4 ore pentru a stinge flăcările după ce au fost nevoiți să care apă cu peturile. Relieful impracticabil a făcut ca cele 3 auto speciale cu apă și spumă trimise la intervenție să fie inutilizabile. Cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza unui foc nestins care s-a extins apoi din pricina vântului, dar cauzele exacte urmează să fie stabilite. Mai mulți brașoveni au văzut duminică seara fum pe Tâmpa. În jurul orei 19 au fost anunțați pompierii care au trimis la fața locului 3 autospeciale cu apă și spumă. Intervenția a fost însă foarte dificilă. 30 de angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență s-au trudit să lichideze flăcările care amenințau să se extindă și din cauza vântului. Relieful era abrupt, am fost nevoiți să parcurgem o distanță destul de mare pe jos, cărând practic peturi de apă cu noi. Am intervenit cu 30 de cadre al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov și peste 20 de lucrători de la Regia Pădurilor Kronstadt. Intervenția a fost îngreunată și de faptul că între timp s-a lăsat întunericul. Abia după 4 ore, angajații ISU și cei de la Regia Pădurilor au stins flăcările. În prezent, zona se află sub supraveghere, iar angajații ai Regiei Pădurilor Locale Kronstadt sting ultimele focare. Cel mai probabil, incendiul a pornit de la un foc în spațiu deschis care nu a fost stins. Facem un apel pe această cale la cetățeni să nu folosească focul în spații deschise, doar în zone special amenajate, iar înainte de a pleca să se asigure că focul respectiv a fost stins cu apă cât și cu pământ. Cauzele exacte ale incendiului de pe Tâmpa urmează să fie stabilite. Masivul Tâmpa este arie protejată, motiv pentru care aprinderea focului în această zonă se sancționează cu amenzi drastice între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice și între 25.000 de lei și 50.000 de lei pentru persoane juridice. Bugetul județului a fost dezbătut cu sala goală la Consiliul Județean. Dezbaterea publică a bugetului județului Brașov pe anul 2017 a fost organizată aproape degeaba pentru aproape nimeni. Niciun brașovean nu a fost prezent pentru a face propuneri. Nu s-au înghesuit să dezbată bugetul pe care îl vor avea anul acesta nici directorii instituțiilor finanțate de Consiliul Județean, fie ele instituții culturale sau medicale. Cu tot cu angajații Consiliului Județean, în sală au fost 12 persoane. Directorul executiv al Direcției Economice a Consiliului Județean a terminat în câteva minute prezentarea pe capitole și instituții a veniturilor și cheltuierilor propuse pentru a fi aprobate pentru anul în curs. Bugetul general pe 2017 este propus după cum urmează. La capitolul venituri se estimează încasări de aproximativ 743 de milioane de lei, iar la cheltuieli sunt anticipate costuri de 852 de milioane de lei. Diferența de 110 milioane de lei va fi acoperită din excedentul bugetului local, din excedentele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, dar și din excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile rezultat la finele lui 2016. Mare parte din bugetul pe anul în curs este propus să fie cheltuit pe investiții. Avem în vedere foarte multe investiții, după cum ați văzut din total buget, 30% reprezintă cheltuieli de capital. Avem în vedere continuarea proiectelor începute, unele sau altele vor începe atât pe partea de infrastructură rutieră. Avem mai multe proceduri făcute pentru mai multe drumuri din județ, de asemenea pentru unele dintre ele am accesat și pe programul operațional regional. De asemenea, urmărim să continuăm investițiile la aeroportul de la Ghimbav. De asemenea, și partea de sănătate va avea un buget corespunzător. La capitolul transporturi sunt prevăzute cheltuieli de aproximativ 56 de milioane de lei pentru investiții la aeroportul Brașov-Ghimbav, etapa a treia, și alte 65 de milioane de lei pentru reabilitarea drumurilor județene. Față de 2016, sumele la acest capitol sunt de aproape 4 ori mai mari decât cele prevăzute în bugetul pe 2016. De ziua lor, jandarmii brașoveni au deschis porțile unității pentru toți cei care au dorit să le fie alături la ceas de sărbătoare. Cei mai mulți dintre oaspeți au fost copiii, care au venit în număr foarte mare și s-au bucurat de tot ce au pregătit jandarmii pentru ei. După o demonstrație de arte marțiale, jandarmii și-au luat câinii și le-au oferit micuților poate cel mai așteptat moment, intervențiile cu ajutorul patrupedelor.
Mi s-a părut foarte interesant și nu știu cum de puteau să spargă cărămizile cu focul. Mie mi-a plăcut în special Lili, câinele cel alb, când au găsit hoții în lanul. În munt, în planul ăla și mai ales la atacuri. Mie mi-a plăcut cel mai mult astăzi bătăile ce le-au făcut jandarmii. Demonstrațiile de arte marțiale. Da. Ți-ar plăcea să fii jandarm cât vei fi? Da, da, și tatăl meu este jandarm. Mie mi-a plăcut cel mai mult cum a găsit Lili hoțul care s-a ascuns în iarbă și dezmontațiile de arte marțiale. Ultima parte din ziua porților deschise a fost dedicată tehnicii de care dispune jandarmeria, iar elevii au fost și de această dată extrem de încântați să pornească sirenele autovehiculelor sau să se lase fotografiați cu armele în mână. Pentru cei de astăzi am pregătit standuri de prezentare tehnică, salvare montană, intervenție montană și materiale de intervenție antiteroristă. Le-am prezentat tehnica auto din dotarea jandarmeriei brașovene. În continuare, colegii noștri le-au prezentat exerciții în domeniul antiterorist, luptă corp la corp și un exercițiu canin în care prietenii noștri dragi și-au etalat maestria în ceea ce privește prinderea infractorilor. Manifestările legate de Ziua Jandarmeriei au început încă de săptămâna trecută, când s-au desfășurat competiții sportive de not și fotbal. Duminică, jandarmii și-au prezentat tehnica la un mall din oraș, iar luni au avut loc Ziua Porților Deschise, Cupa Presei la Tir și festivitățile dedicate angajaților, ocazie cu care mai mulți dintre aceștia au fost avansați în grad. Salvamont Bran nu mai există. Turiștii care vor să se aventureze pe traseele montane din zona Bran-Moeciu Fundata trebuie să se gândească de două ori înainte de a porni la drum. Salvamontiștii care acționau în situații de urgență în zona Bran au fost concediați și evacuați din refugiul Salvamont Bran, unde au lucrat mai bine de 20 de ani. În chiar noaptea dinaintea desființării, salvamontiștii au recuperat un cuplu cu un copil de un an și jumătate din râpa în care alunecaseră cu mașina. Salvamontiștii din Bran au aflat în urmă cu 3 săptămâni că de la 1 aprilie vor rămâne fără loc de muncă. Oamenii au tot sperat însă că situația lor se va rezolva și că își vor putea îndeplini în continuare misiunile pe munte. N-a fost să fie așa. Păi au venit de la primărie fără niciun act, fără niciun fel de inventar, ceva, să deschidem cabana, să ne luăm bunurile, să facă inventarul pe ele. S-a ajuns la evacuare pentru că, până acum, serviciul Salvamont Bran se afla în subordinea regiei locale a pădurilor. Curtea de conturi a sesizat acest lucru și a cerut primăriei să modifice modul de organizare al formației Salvamont. Autoritățile locale au decis însă să desființeze complet serviciul și să creeze unul nou. Am înțeles că au semnat cu altă asociație care are ca obiect de activitate salvarea montană. Nu noi, deci cu noi nu, noi suntem de 20 de ani, facem treaba asta, am fost angajați și la primăria Bran, după aceea s-a externalizat la RPL-ul Ocolul Silvic și astăzi ne-am trezit cu ei și cu mașina noastră care am mers cu ea la acțiuni până în data de ieri când am predat-o la RPL și astăzi era altă persoană cu mașina noastră din cealaltă asociație, unde am înțeles că este un singur membru care are atestat. Mi s-a hotărât să se încheie un contract cu o asociație de salvare montană și se numește Asociația de Salvare Montană Filiala Bran, da? Care să ne asigure această activitate, care corespunde din toate punctele de vedere. Au acreditarea NSMR, au înregistrat în obiectul de activitate salvare montană și așa mai departe. Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, care acreditează serviciile publice Salvamont din toată țara, contrazice spusele primarului din Bran. Asociația nu este acreditată din punct de vedere al salvării montane. Deci este o ilegalitate dacă primăria continuă să lucreze cu astfel de structuri neacreditate și eu recomand tuturor celor care se simt nedreptățiți în felul în care au fost salvați de pe munte să se adreseze justiției. Serviciul Salvamont este obligatoriu în toate localitățile care au pârtii și în care există marcate trasee montane. De acum, viața turiștilor care se aventurează pe munții din zona Bran va fi pusă în pericol în cazul unei urgențe. În mod normal, orice apel care ajunge prin 112 va fi gestionat de cei de la ISU și aceștia vor trimite cea mai apropiată echipă de salvare montană să intervină. Problema este dacă această echipă de salvare montană, care va veni de la o distanță destul de mare, cunoaște zona, are capacitatea să intervină acolo, pentru că dacă vine o echipă din Brașov, din municipiu, de exemplu, s-ar putea să nu cunoască această zonă,
și intervenția să fie tardivă sau să nu se facă în cele mai bune condiții, să fie pusă în pericol viața persoanei accidentate și a salvatorilor. Ultima misiune a foștilor salvamontiști din Brana a avut loc chiar vineri noaptea, cu o zi înainte de evacuare. O familie cu un copil de un an și jumătate căzuse cu mașina într-o lupă din care nu au mai putut ieși. Ne-am pierdut calea de urmat de la drumul național la pensiune. Prin noapte și GPS-ul nu e indicând exact poziția, am ajuns cu autoturismul personal într-o pantă abruptă care dădea spre un râu și am rămas înțepăniți acolo, eu, soția și copilul mic. Ne-au solicitat pe noi și jandarmii, am mers împreună, am dat de ei, i-am găsit repede și i-am ajutat cu troliu, cu altă mașină, am putut ca să-i scoatem la suprafață. În cât timp ați ajuns la ei? În 40 de minute. A fost ultima dumneavoastră acțiune ca... Bineînțeles. Cei 5 angajați ai serviciului Salvamont din Brana, alături de cei 20 de voluntari, vor trebui să-și găsească de acum alte locuri de muncă. Oricum, salariile de aici variau între 1500 și 1700 de lei, după ce ani întregi au câștigat maximum 1200 de lei pe lună. Iubirea pentru munte nu-i va ține însă departe de misiunile de salvare. Mă arcați pe munte să salvați? Da, normal. Când am oportunitatea, de ce nu? Ca voluntar, bineînțeles, dacă nu o să mai fim angajați. Până acum, serviciul Salvamont Bran era finanțat în proporție de 60% de primăria Bran, iar cu câte 20% contribuiau autoritățile locale din Moeciu și Fundata. Pentru ca acest serviciu să funcționeze legal, edilii din Bran ar trebui să introducă în serviciile de turism o taxă de salvamont, așa cum există în toate stațiunile montane din țară. Ce se poate face cu 11 lei? În opinia statului, se asigură hrana pe o zi a unui adult cu autism. În opinia Asociației Copiii de Cristal, se poate cumpăra un ghiveci cu flori de nu mă uita, care a și fost dăruit prefectului Brașovului pentru a sensibiliza guvernul. În România, situația persoanelor adulte cu autism este dramatică din cauza lipsei serviciilor de suport specializate și a politicilor publice de incluziune socială. La Brașov, Asociația Copiii de Cristal are în plan o fermă socială care să funcționeze ca un centru de tip Respiro destinat adulților cu autism. 2 aprilie este Ziua Mondială a Conștientizării Autismului. În acest an, asociațiile părinților persoanelor cu autism au atras atenția guvernanților că și ei există și au nevoie de sprijin real. În prezent, indemnizația unei persoane adulte cu handicap este de doar 340 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 11 lei pe zi. Cât să acopere o masă anemică de prânz fără bani de medicamente, terapie sau întreținere. Ori un ghiveci cu flori de nu mă uita, care a fost dăruit astăzi prefectului județului. Este o datorie a noastră ca să ne gândim mult mai mult decât am făcut-o până acum și la această categorie de copilași care sunt tot copiii noștri. Invităm și atragem atenția asupra acestor, noi le spunem anomalii, să zicem că s-au scăpat, din vedere faptul că cu aceste sume nu se poate trăi într-o zi. Și ar fi de dorit, adică ne dorim foarte mult ca într-un timp decent să se poată lua măsuri ca aceste sume să poată crește. În prezent, statul nu susține terapiile tinerilor și adulților cu autism, ale căror costuri sunt foarte mari. Există însă prevederi prin care statul decontează servicii pentru copii cu autism, dar numărul de specialiști care pot recomanda terapia și care se află în contract cu CNAS este foarte mic. Prin urmare, fiecare părinte se descurcă așa cum poate. Pe mine mă costă în jur de 4.000 de lei însoțirea și terapia copilului meu și pentru asta muncesc peste 12 ore pe zi. Situația tinerilor sau adulților cu tulburări din spectrul autist care nu mai au părinți alături este însă și mai rea. Pentru ei, Asociația Copiii de Cristal are în plan construirea unei ferme sociale în județul Brașov, care ar putea funcționa și ca un centru de tip Respiro. Modelul există deja în Olanda. Tinerii locuiesc acolo, tinerii muncesc acolo, muncesc în fermă, la solar, au grijă de animale, deci practic nevoile de bază ale ființei umane sunt asigurate. Acolo practic își petrec și timpul liber, au viață socială, ies în comunitate, dar acolo sunt îngrijiți și supravegheați. Din ce vor produce ei, în funcție de abilitățile pe care le au, vor putea trăi. Până la implementarea proiectului, trebuie făcut un studiu de fezabilitate.
Pentru al doilea an consecutiv, Simone Tempestini este câștigătorul raliului Brașovului. La fel ca anul trecut, tânărul pilot, care este și campion mondial de juniori, s-a impus în fața coechipierului său de la Napoca Rally Academy, Bogdan Marișca. Doar 80 de secunde i-au lipsit lui Dan Gârtofan să-l depășească pe Marișca, însă în cele din urmă, pilotul brașovean a fost nevoit să se mulțumească cu treapta a treia podiumului. Tempestini a trecut la conducere încă după primele speciale și nu a mai cedat prima poziție. Ultima specială, cea dintre Poiana Brașov și Livada Poștei, a fost cea mai palpitantă și a stabilit și ierarhia finală, în special între locurile 2 și 3, unde lupta a fost extrem de strânsă, iar sosirea la fotografie. Bogdan Marișca a câștigat Power Stage dintre Poiana Brașov și Livada Poștei, iar Simone Tempestini și Dan Gârtofan au completat podiumul specialei. Simone Tempestini a plecat la raliul Corsică și a declarat că întrecerea de la Brașov a fost o foarte bună pregătire a competiției din insula franceză. În schimb, Bogdan Marișca și Dan Gârtofan au vorbit despre etapa de la Brașov, una care le-a plăcut foarte mult și de această dată. Merg cu un confort, este 5, o mașină deosebită, o mașină extraordinară, o mașină care închide foarte mult, am plecat cu setup-ul de bază, n-am schimbat nimic de aia și ne-am bucurat de fiecare metru pe care l-am făcut. Am avut un parcurs bun, o sincopă în alegerea cauciucului pe Babarunca, în rest a fost ok. Sunt bucuros că am încheiat încă o etapă, sunt bucuros că am avut un ritm, cel puțin primele trei mașini care sunt și pe podium astăzi, cred că au arătat un spectacol frumos. Următoarea etapă a campionatului național de raliuri se va desfășura la Cluj-Napoca între 5 și 6 mai. Stegarii au obținut un singur punct în deplasarea de la Balutești după ce au condus cu 2-0. Fotbaliștii pregătiți de Cornel Țelnar au început bine partida și au reușit să deschidă scorul în minutul 21 prin Enceanu. Mai mult, în repriza secundă, galbenegri și-au dublat avantajul la numai 6 minute de la reluare după reușita lui Vlad Munteanu. Se părea că toate cele 3 puncte vor lua drumul Brașovului, însă au urmat câteva minute de degringoladă în apărarea echipei de sub tâmpa și gazdele au profitat din plin. Mai întâi a redus din diferență Răuță în minutul 63 pentru ca doar 3 minute mai târziu să vină și golul egalării semnat Lucian Ion. Partida s-a încheiat 2-2, iar echipa care poate profita de pasul greșit al lui FC Brașov este Sepsi Sfântul Gheorghe, deoarece UTA a remizat și ea pe teren propriu cu Luceafărul Oradea. În schimb, liderul Juventus a câștigat la Satu Mare și are 11 puncte avans în fața stegarilor aflați pe poziția secundă. În runda viitoare, FC Brașov stă pentru ca înainte de Paște să joace în deplasare cu Chindia Târgoviște. O repriză a reușit Corona să joace la nivelul adversarei SCM Craiova în partida disputată sâmbătă în Bănie. Gazdele au condus în permanență, însă diferența a fost de unul sau două goluri în majoritatea timpului în prima parte. De altfel, la jumătatea confruntării, scorul era 15-13 în favoarea oltencelor. După pauză însă, gazdele s-au distanțat decisiv și au câștigat fără emoții cu 28-22. Greșelile individuale din partea secundă au dus la creșterea diferenței în opinia antrenorului Dragoș Dobrescu, care crede că echipa nu putea să se impună după ce a comis atâta erori. Pentru Corona au marcat Kiper 6, Pricop 5, Dincă 2, Ciuciulete 2, Bondar 2, Cartaș 2, Neagu 2 și Crețu 1 gol. În clasament, Corona rămâne pe locul 7 cu 25 de puncte și va sta în etapa următoare, după care va juca tot în deplasare cu Universitatea Cluj. În această săptămână, la Galați se desfășoară campionatul mondial de hockey Divizia 2. Echipa națională a României luptă cu Australia, Belgia, Irlanda, Spania și Serbia pentru locul care duce în divizia superioară. În prima zi, luni, 3 aprilie, România întâlnește de la ora 20 reprezentativa Belgiei. Marți, adversarul va fi Serbia. Miercuri este zi de pauză, tricolorii vor întâlni joi Islanda și vineri Australia, pentru ca duminică să fie ultimul meci, cel împotriva Spaniei.